Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române! Îngăduiți-mi că astăzi, în ziua în care îl prăznim pe Sfântul Sfințitul Teodot, episcopul Ancirei, și pe Sfintele Mucenițe Chiriachi, Galeria, Caleria și Maria, să adăugăm și pomenirea acestui Sfânt Sfințit Mucenic Marcelin, Papa al Romei, mort la 304, și să ne oprim mai ales asupra vieții lui. Papa Marcelin a luat scaunul Romei după Sfântul Gaie, pe vremea împărăției lui Dioclețian și în zilele cumplitei prigonirii a creștinilor, când în 30 de zile au fost uciși în Roma 17.000 de creștini, bărbați și femei, cu felurite chinuri. Fiind prins deși și Papa Marcelin și-a adus înaintea lui Dioclețian, s-a temut de chinurile cele cumplite și a pus tămâie pe altarul păgânesc și a adus jertfă în capiștea vestale și a lui Isis. Și împăratul, dându-i cinste pentru aceasta, l-a îmbrăcat pentru o haină de mare preț și l-a numit prieten al său. Deci, întorcându-se Marcelin la casa lui, plângea și se tânguia cu amar, precum oarecând Sfântul Petru, apostol, când s-a liberat de Hristos. Și se osândea pe sine și singur se rușina. Pe vremea aceea, în țara Campaniei și în cetatea ce se numea Sinuesa, a fost un sobor duhovnicesc, cu 180 de episcopi și preoți. De la acel sobor a alergat Marcelin, îmbrăcându-se în sac de păr și presărându-și cenușă pe sine, a intrat în sobor la părinți într-o sfărâmare a inimii și, stând ca un osândit înaintea lor, le-a zis: singur tu cu gura ta, i-au zis ei, judecă-te pe tine, din gura ta a ieșit păcatul, deci din gura ta să iasă și judecata. Știind că încă și Sfântul Petru de frică s-a lepădat de Hristos, dar plângând cu amar, a câștigat cea din tâi milă de la Domnul său. Iar Marcelin spune și el așa: străină de mine, fac treapta arhierei cea sfințită de care nu sunt vrednic. Și după moartea mea, trupul meu să nu se dea obișnuite îngropări, ci să fie lepădat câinilor spre mâncare, iar cel ce va îndrăzni să-l îngroape pe el acela să fie blestemat. După sobor se întoarce la Roma, acolo intră iarăși în contextul bisericii locale și se autodenunță către împărat. Venise papa Marcel, un papă care se teme de blestemul lui când moare Marcelin, dar în aceeași vreme știe că este papa al Romei. Se ridică după moartea lui Marcelin, care a fost, vă asigur, deloc ușoară, și îi preia trupul, aducându-l și așezându-l spre închinare în Biserica Romei. E o poveste a căderii și a ridicării, un suiș și un cobor sufletesc. Pe vremea aceea înfruntau împărați și vorbeau plin de lumină și tărie în apărarea bisericii. Acum noi ne batem cu păcate mai mici, cu împărății de lângă noi sau dinaintea noastră, mai puțin grele ca acelea. E bine totuși să luptăm și să cerem lui Dumnezeu să ne lumineze și mai cu seamă să ne mântuiască. Mâine este o nouă zi.